asta? Ce se întâmplă? Dragă Suzy, fă-te comodă și dă-mi voie să-ți prezint un basm de iarnă perfect! Ciocolată caldă lângă șemineu, cele mai bune pârtii de schi și o priveliște magnifică! Semi, nu știu să merg cu schiurile și nu vreau să ies în frig! Ce-ai zice dacă am merge într-un resort liniștitor ca să medităm? Namaste! Da, vom renunța la orice ne distrage atenția, la internet, de exemplu, și ne vom căuta armonia interioară! Aoleu, stai, cred că e cam extremă treaba! Poate o să mergem doar la ocean și o să stăm la soare pe o plajă! Semi, nu avem timp să stăm la umbra palmierilor acum, avem multă treabă! Dar avem nevoie de noi peisaje pentru inspirație! Eh, dar nu trebuie să mergem atât de departe pentru asta! Serios? Așa! Și gata! Salutare, prieteni! Azi Suzy iar m-a păcălit să pictez! Nu te-am păcălit, Semi! Ai vrut un peisaj pitoresc care să te inspire! Și o să-ți ofer unul în aproximativ 10 minute! Grozav, nu-i așa? Nu te supăra, dar deocamdată nu văd nimic grozav la pictura ta! În fine, uite toate culorile pe care mi le-ai cerut! Să aduc o paletă? Nu de data asta! O să amestecăm și o să combinăm vopselele chiar pe pânză! Ah, aproape că uitasem să vă povestesc despre banda de mascare, dragilor! O să vă ajute să obțineți un orizont perfect în peisajul vostru! Și o să arate totul îngrijit datorită ei! Faceți câteva bulinuțe așa. E un fel de etapă pregătitoare. Din moment ce pictura asta e pentru mine, Suzy, dă voie să adaug un pic de albastru aici. Da, cred că deja arată grozav. Unde te grăbești, domnule? Am și eu nevoie de ăsta. Așa, grozav! Acum, dragilor, o să luăm o pensulă înmuiată în apă și o să facem asta. Deci, acum o să întinzi vopseaua oricum vrei tu? Nu chiar, tot trebuie să avem o acuratețe aici. De exemplu, dacă ăsta o să fie cerul, trebuie să amestecăm culorile prin mișcări orizontale. Nu e treabă grea pentru un mare pictor. Stai să-ți arăt eu cum se face, Susan. Ha, privește-mă! Dragilor, în timp ce marele maestru lucrează acolo, apăsați butonul de abonare. Sunt destule tutoriale de pictură pe acest canal grozav. Am terminat de pictat, apropo. Wow! Ai făcut chiar și câteva tușe verticale ca să arate asta ca o apă! Hai să revenim la copaci acum! Cu o pensulă mai mică, o să începem să ne mânjim frumoasele buline de vopsea! Așa! Simplu și distractiv! Nu pricep! Așa nu o să mai vedem trunchiurile copacilor! Ah, Semi, vrei să nu te mai îndoiești de ce fac? Totul a fost gândit! Ai încredere în mine? Suzy, nu te supăra! Abia aștept să văd rezultatul! E ok! În continuare o să întindem următoarea culoare așa ca să se suprapună pe cea de dinainte! Poftim! Ca să nu mai fii supărată pe mine! Mersi! Ce e? E o bomboană de viteză, Suzy! Dar stai! Cred că deja simt ceva! Wow! Fiu, slavă tibidaba că efectul ăla de viteză nu ține prea mult! Dragilor, o să aduc o altă pensulă! Nu plecați nicăieri! De ce e atât? Nu trebuie să se usuce chestia asta! Oh! Suzy, termină-mă câtile! Pentru următorul pas o să folosim pensula asta nevantai ca să mai adăugăm niște culori și umbre! Azi o să folosim toate tipurile de pensule pe care le avem! Nu mai spune, Semi! Și ca un adevărat detectiv, o să-ți găsesc viitorul instrument artistic, domnișoară Susan! Aha! Upsi! Scuze, prieteni, azi nu e ziua voastră norocoasă! Ah, slime-ul ăla mic și jucăuș! Ce s-a întâmplat, Semi? Ai găsit ceva? Chestia asta m-a găsit! Mi-a căzut direct în cap de pe raftul de sus! Oh, bietul de tine! De fapt, e fix ce-mi trebuie! Încercați să nu puneți prea multă vopsea pe ea, prieteni! Și faceți niște mișcări blânde așa! A fost scandalos, Susan! Nici măcar nu ți-a părut rău de mine!
Normal că mi-a părut rău de tine, cum să nu? Vrei să pictezi nițel ca să te calmezi? Putem aranja imediat asta, să știi! Deci, Sammy, ce zici? Dacă vreau să pictez, nici nu trebuia să mă întrebi! Poftim! Mersi! Țac, țac, țac! Așa cum spunea bunica mea, pașii mici pot duce la schimbări mari! O, înțeleaptă vorbă! Apropo, n-am cunoscut-o pe bunica ta, cum e? Păi, se crede expert în orice și îi place să gătească și să mă certe mereu! Deci, practic, voi două aveți multe în comun! Hei, eu nu sunt așa! Glumeam, Siu! Deci, Sammy, ce zici? Te inspiră pictura asta? Peisajul ăla încă nu-mi pare realist, să știi! Asta pentru că nu e gata încă! De data asta o să folosim o spatulă mai mare și niște vopsea neagră! Opa! Și așa se face, dragilor! Deci, acum e timpul pentru partea mea preferată! Corect? Da! Ești pregătit? Haide! Ah, sunetul ăla crocant! Dați-ne un like dacă v-a plăcut și vouă, prieteni! Credeți-mă, o să auziți sunetul ăla de mai multe ori azi! Dragilor, pentru următorul pas trebuie să oglindim oarecum culorile copacilor noștri. Nu trebuie să fiți prea preciși pentru că încercăm să creăm efectul de tremur al apei. Între timp, abonați-vă la canalul nostru, oameni buni! Și în apropierea orizontului, dușele tale ar trebui să o ia așa. Ai înțeles, Sammy? Da! Stai! Am o întrebare! De ce nu te apropii mai mult de copaci? Ăsta o să fie un alt truc pe care trebuie să-l notezi. Hop, te-am prins! Pentru că partea superioară a picturii noastre s-a uscat, trebuie să o protejăm cu bandă de mascare. Și apoi să continuăm. Știu că arta poate fi neîngrijită, dar eu prefer să pictez așa. Sfântă mozzarella! Suzy, ai atât de multe idei de împărtășit! Stai! Mai multă vopsea neagră! Mi-ai promis un peisaj inspirațional, nu? Mult deprimant! Nu știi că răbdarea e o virtute? Crede-mă, o să-ți placă la nebunie! Acum vreau să-i dai frâul liber artistului din tine! Poftim, ia chestia asta! Pot să fac asta? Ha! Floare la ureche! Ești un talent înnăscut, prietene! Nu mai avem nevoie de asta! Suzy, voiam să deslipesc eu banda de data asta! Scuze! O să te las să faci ultimele retușuri în schimb! Sună bine! Acum o să-mi eliberez eu artista din mine! Priviți cu atenție, prieteni! Ia uitați, dragilor! Suprapunem oarecum vopseaua dându-i volum picturii. Cât mai durează? O să adorm! Sammy! Stai să mai adaug câteva mici detalii! Așa! Și dacă adormi, atunci cine o să dezlipească banda de mascare rămasă? Sunt aici! Sunt treaz! Doar spune când! Acuși, Sammy, stai 5 secunde! Acum, 3, 2, 1... E timpul pentru slime! Prieteni, hai să ne admirăm peisajul în toată splendoarea lui! Ei bine, Sammy, a meritat așteptarea pentru peisajul ăsta? Da! Mi-a dat atât de multe idei pentru viitoarele noastre proiecte! N-ar trebui să pierdem vremea, Suzy! De asta mi-era teamă! V-a plăcut pictura noastră de azi, dragilor? Atunci dați-ne un like! Gata cu pălăvrăgeala asta! Ar trebui să te
asemăm un peisaj de iarnă și o plajă. Nu uitați să le povestiți prietenilor voștri despre canalul ăsta și să vă abonați. Pa, pa! Pe curând!